Și iată că Laurențiu a nimerit stâlpul sau ce-a făcut el pe aici, nu știu ce-a făcut. L-a lovit un, a vrut să-l toarcă, bineînțeles. Ăla l-a lovit. Uite că se accidentă aici. Și ăsta l-a lovit, probabil, că de-a lăsat de platforma. Asta se întâmplă vara la Eforie. Aici linie dublă continuă între Eforie nord și sud. O distanță de vreo 3 km, să zic. Bun. Și evident că cine se încadrează greșit sau se îndreaptă aiurea nu mai are răbdare să ajungă în sud să întoarcă, încearcă să întoarcă aici. Se merge tare. Și se produc accidente. Care n-are răbdare, o ia pe drumul ăla de pământ. Eu prefer să-l ocolesc astăzi. Numai dacă se stă, am observat că s-a deteriorat foarte tare. Înainte erau gropile mai mici pe el, dar acum nu. Decât să înrup mașina bucăți pe acolo, mai bine stau puțin în trafic. Fiindcă dacă se mișcă coloana, acolo nu ajungi mai repede decât dacă îi dai forge. Și dacă îi dai forge, rup mașina. Pe partea asta la altă e lacul. Take it, girl. Și în față e coloana, care nu e chiar atât de necomestibilă. Mergea de aici până la intrarea în Eforie mai un kilometru, cam așa. Deci aveți grijă cum conduceți în zona asta.